Hei, gogoșiși, bine v-am regăsit cu un nou episod de Roblox Fashion Famous! Astăzi ne îmbrăcăm și dansăm să fim cel mai top model! Avem 4 minute să creăm cel mai fain outfit al nostru și tema e... Care încă, e tema? Încă nu e tema, stai puțin că ne dă acum tema. Dar mie nu mi-apare! Deci nici mie nu mi-apare tema! Da, ajutorul lui Moș Crăciun. Nu te cred, Santa's Helper, adică ajutorul lui Moș Crăciun. Ce elf sau ce? Un fel de elf, da, un fel nu de Nu te lua de pe mine, că eu am pus prima oară elf, tu faci altceva. Știi ce fac eu? Pentru că toată lumea Crăciuniță. Da, toată lumea se va îmbrăca în elf. Și eu mă îmbrac în Moș Crăciun. Nu te lua după ba mine, da. Eu mă îmbrac în Doamna Crăciun. Și eu în Moș Crăciun. Nu te lua după mine, Flo. Vrei să fii în cuplu? Da, hai. Vreau să fiu o Doamnă Crăciun sirenă. Doamnă Crăciun sirenă. Da, Doamnă Crăciun sirenă. N-ai eu mă îmbrac în Moș Crăciun. Sunt o Doamnă Crăciun sirenă. Așa, ok. Mamă, ce greu merg ca și sirenă. Eu încerc. Băi, deci trebuie să nu fiu. Deci tu vei fi Domnul Crăciun? Da, eu sunt o să fiu Domnul Crăciun. Ok. Tu o să fii Doamna Crăciun. Doamna Crăciun sirenă. Eu o să fiu Domnul Crăciun. Oh, trebuie să fiu așa, o gen ca o doamnă în vârstă, nu? Doamna Crăciun e mai în vârstă, trebuie să am părul alb, dar nu-l fac chiar alb, îl fac așa, nu-l fac roșu, ca să fie în tema Crăciunului totuși. Și machiaj drăguț, crăciunistic, avem și noi? Avem și noi un machiaj crăciunistic? Sau nu avem? A, uite ăsta de sus. Care pare freza lui Moș Crăciun? Boss, dar câte, bă, câte din astea mi-am pus în cap, boss? Ce ți-ai făcut, Flo, acolo? Nu știu, încerc. Deci eu azi am ales dar să... Dar cum era? Avea păr în cap Moș Crăciun? Că nu mai ții minte. Da, și barbă. Eu azi am ales să fiu diferită, boss. A, nu mai ții minte cum are părul Moș Crăciun în cap. A, să-ți fie rușine pentru asta. Gata. Deci să-ți fie rușine. Cum să nu mai ții minte cum avea părul Moș Crăciun? Bun, acum hai să trecem la fățucă, să-i punem fața. Doamne, deci așa de mișto. Ceva cu... Doamne, sunt superbă, deci sunt absolut superbă. Tu nebuno? Da, deci pici când mă vezi. Piclat când te văd. Serios? Chiar nu glumesc. Dar mai îmi caut așa niște accesorii și nu știu ce accesorii să-mi pun. Nu te cred, chiar sunt Moș Crăciun. Deci tu s-au îmbrăcat în elf. Da, am văzut că toți. Da, toți. Băi, îmi trebuie accesorii. Unde sunt accesoriile? Toți sunt niște elfi. Eu sunt Doamna Crăciun. Mi-am luat și o cană de Crăciun. Păcat că n-am vrut un cojoc pe mine ceva. Noi avem alte variante? Nu. A, dar mai avem 70 de secunde. Cred că te-am văzut pe tine. Da, arăt bine. Da, ești interesant. Bă, dar trebuie să-mi pun ceva în cap. Moș Crăciun, cuplete de albe. Oare coronițe, niște inimioare, căciulaia verde? Nu. Nu prea am multe variante ca Doamna Crăciun, îmi pune așa. Sunt o Doamna Crăciun, o regină, o Doamne Crăciun regină. Sau din asta, să-mi pun mai bine din asta. Bă, nu mi-a făcut, de ce mi-a pus capul ăsta oribil? Ce ți-ai făcut, Flo? Nu, știu. Da, se potrivește Doamna Crăciunii perfect. Nu, cred că am făcut o mare prostie acum. Hai mă, Flo, nu ne strica chestia asta. Nu, trebuie să mă îmbrac la loc. Ți-ai pus barbă? Da. Te-am văzut când ți-ai pus barba. Te-am văzut, eu stau ascuns aici ca să nu mă vezi. Nu, că mai vreau să mai pun ceva, nu mai am timp. Hai, mai sunt 13 secunde. O ceva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, hai că am reușit, cât de cât. Dar voiam să mai pun ceva în mână să țin. N-am eu sunt o surpriză și pentru tine de data asta, că nu m-ai văzut, nu-i așa? Da, nu te-am văzut. Ok, hai îmi dai 5 stele de data asta? Soții da, da, tale, și tu îmi dai. Ok. Hai, Doamna Crăciun. Și Domnul Crăcăciun. Dar de ce mi-apar culorile astea aici jos?
Probabil din cauza că... Bine, probabil o să dispară, nu știu. Apasă una la mine. E okay. Nu, că nu vreau să-mi schimb ceva. Cine e asta? Nu scrie. Nu știu, dar uite, eu elf, o doamnă elf. Da. Nu prea. Nu-i cine, nu-i cine știe ce. Nu te-ai gândit, ai fost așa foarte previzibilă. Hai să-l vedem pe pastel pasta. Dar toată lumea a fost previzibilă. Boss, ce ajutor de Moș Crăciun ești tu? Ești cam despuiată. Cam dezbrăcată, nu-i ok. Mm-mm, că nu-i ai okay. Elfi acolo. Nu-i copii okay. Mulți, nu-i ok. Nu, asta clar nu. Uite, tasty cupcake chiar. Cu chitara. Cu chitara. Ce treabă are chitara? Nu știm. Chiar nu știm. Nu, n-are nicio legătură. Și că ți-a făcut o chitară pentru Crăciun. Nu-mi trebuie chitară. Vrea să ne mituiască. Da. Mai vrea să ne mituiască, vrea să ne dea cadouri, zic eu. Asta e normală. Da, da, elf, urechile alea de elf, nasul, fața, pielea verde, nu știu. Era mișto să fi fost un fel de... Grinch. Flo, urmez. Eu sunt Moș Crăciun, uite-mă. Ce bărbat arătos e Moș Crăciun ăsta. Hai să-ți dau 5 stele. Ți-am dat 5 stele. Arăt bine, Moș Crăciun. Ce tânăr ești. Și Moș Crăciun, ce tânăr ești. Prima oară când vin la mine. Ok, hai să vedem, pleci. Cine mai urmează aici. Ce drăguță e asta. Uite, cucană, a fost inspirată, da. O, cană. Da, și eu am cană. Mamă, dar cât pantofii aia lungi rău. Lungi, înalți. Înalți. Cred că eu urmez. Da, uite, eu urmez. Ia, dă-mi hai cinstele. Să-mi dau What the? What is this? Ți-am zis what că să fiu o doamnă Crăciun sirenă. Ce? Ești specială tu. Exact asta am vrut să fiu. Doamne, iartă-mă. Mi-ai dat 5 stele? Da, ți-am dat 5 stele. Deci chiar sunt specială. Cum se face așa ceva? Uite, asta și-a luat corp de bărbat. Da, chiar că e masiv. Trebuia să-mi iau eu corp de bărbat, să fiu un Moș Crăciun arătos. Dar tu n-aveai corp de bărbat? Nu, mă țin, eu niciodată nu mi-are corpul. Las păi corpul da, la care e automat deja. Automat. Hai Moș Crăciun, hai Moș Crăciun. Hai. Yeah! Dar nu mi se pare corect, că eu arăt da, mult mai da, bine. Am luat locul 1, nu mai. Eu eram mai specială și bine, pe locul 3. Bine, am luat locul 1. Oh, da. Tocmai pe locul 3. Am luat locul 1. Am luat locul 1 și ai luat bătaie, locul 1, numai 1, locul 1. Nu locul e corect, 1. Chiar nu e corect. Ok, hai să vedem și runda a doua. Intermission. Să vedem, mai așteptăm aici. Uite, avem un nou rank. Eu sunt fashionista. Și eu. Vai nebunule. Sunt fashionista. Nebunule. Cât de tare. Hai nu să nu vine vedem. Să cred. Ia uite, eu am gogoșit în cap. Am devenit fashionista. Vezi că eu am gogoșit în cap. Uite, asta stă și se uită urât la mine. Da, unde ești? Uite, îmi face cu mâna. Faci cu mâna, oare ne cunoaștem? Ia să-i fac și eu cu mâna. Hey! Delia Cocos. Oare e româncă și ne știe? Salut! Hei! Nu știu ce-i arăt, îi dansez aici. Hei, bună! Hai să dansăm! Hey. Hai să dansăm! Uite, dansăm împreună, Flo! Bravo! Uite, ce zici? E bine! Dar avem același păr! Ce faceți? Avem același păr, tu vei... Oh! Ne-am teleportat și eu am rămas dansând aici. Flo, ce faceți? Am rămas dansând. Ci că cel mai urât outfit. Mie nu mi-apare. De ce nu-ți apare? Nu mi-apare. O să ai o problemă exact ca la mine. Continuu. Ia uite, eu dansez în continuu. Deci cel tu mai ai urât... un bug acum, probabil. Da, cel mai urât outfit. Ok, hai să vedem. Mă îmbrac așa? Mă îmbrac așa. Nu știu care e cel mai urât de aici. Dar astea toate sunt drăguțe. Mie mi se par drăguțe. Da, deci așa scrie, că ugliest outfit. Cel mai urât outfit. Ok, mă duc la băieți să caut ceva urât. Nu știu ce pot să pun. Urât. Okay. Hai să-mi scot tot de pe mine. Doamne, deci eu am numai și dansez aici. Dar am pus cancel. De ce nu merge? Ok, mai bine dau cu mâna decât... Nu, tot dansez.
Dubios. Dubios, dubios. Hai să-mi iau un outfit din ăsta de băieț, așa. E, dar nu pot să-mi iau altceva. Eu fac alanda la portocală. Ce îmi pică aia port? Uite, sunt lângă tine. Da, am văzut. Sunt oribil. Și eu mi-au un outfit nasolte, mi-au și un corp așa mai musculos. Da. Da, eu m-am îmbrăcat, nu glumă. Da, ce păr mi-am pus. Dar stai că începe să-mi placă outfit-ul. Bine, nu-i de fete, dar zici că-ți doream popa. Mamă, chiar că ce musculos ești acolo. Mamă, zici că-ți doream popa, ești nevoie. Frate. Doamne. Hai să mai punem, ce să mai punem. Unul mă copiază. Mi-am pus și chestii din astea aripioare. Da, e gata, eu sunt gata, nu mai am ce să mai impun. Oh, dar mi-am pus două aripioare. Stai așa. Eu doar aștept acum, că n-am ce să mai fac. Stai, că nu știu cum să le dau jos pe astea primele. Ok, mă duc să... Ce mai e? Trebuie să mai pun față. Tu ți-ai pus față? Da, mi-am pus față. Și câte minute, secunde mai avem? Încă 109. Băi, eu sunt Dorian Popa de data asta. Ok. Mai avem încă 100 de secunde. Oh, dar mai e o grămadă. Păi aia zic și eu deja am terminat. Dar ce Dumnezeu de bag am și eu că nu merge? Adică... Tot zici că dansez aici. Chiar nu știu ce se întâmplă cu mine. Ce să-mi iau în mână? Să-mi iau o poșetă? Ceva? Versace, Dior, chestii? Mi-am luat o poșetă, dar parcă nu-mi stă prea bine. Bine, practic asta e și ideea, să nu stea bine, cred. Corect. Încă 70 de secunde. A, las poșeta asta, e ok și am. Ce să-i cer? Sau puteam să iau un coș de picnic. Mi-am luat un coș de picnic. Sau, ce mai avem noi pe aici? O chitară! Dar de ce nu pot să iau? Dar mi-apare ciudat clicul. Mi-apare ciudat clicul. Cât mai avem? 50 de secunde. Ok, mă duc să-mi schimb și culoarea pielii. Încă 50 de secunde. Vreau să fiu gri? Alb? Așa mai închis antenul, mai închis. Wow, dar mie-mi place cum arăt, măi. Mie chiar îmi place cum arăt. Nu știu pe unde ești tu, Flo. Cred că sunt pe la pălării. Ok, hai să vedem. Încă 20 de secunde. 20 de secunde. Mamă, dar chiar a durat mult de data asta. Da, ți-am zis că a durat. Hai să vedem, mai ne uităm ce mai au ăștia. Ia uite pe ăsta. Urmăresc pe cineva pe aici. Da, te-am găsit, Flo. Ăsta ești tu? Tu ești. Da, eu sunt ăla. Ești absolut hidos. Ești, păi asta era tema, asta era tema. Ești hidos. A, unde că... suntem băieți, ia uite. Te-ai făcut, mamă, dar chiar că ești mai hidos ca mine. Nu e adevărat, eu chiar arăt bine. Nu știi tu ce-i frumos. Hai să vedem cine începe primul. Eu zic că eu câștig. Și eu zic că tu câștigi, îți dau 5 stele. Pentru îndrăzneală. Dă 5 stele pentru Dorian Popa. Da, trebuie să fii cel mai... Uite, tu ești prima. Trebuie să fii cel mai urât aici. Da, uite, îți mișto? Ok, ți-am dat 5 stele. Dar arăți mișto, nu ești urât. Știu, dar nu sunt urât, dar sunt fată și m-am îmbrăcat în băiat. Deci se poate spune că... Ok, ți-am dat 5 stele. Da, ți-am dat 5 stele pentru că ești... A, și eu urmez, dăm 5 stele. Dar nu ți-apare, stai că nu ți-apare. Nu mi-apare. Nu o să ți-apară. Îmi pare rău, Flo. Apasă pe acolo, uite, dă-i în dreapta, apasă. Pe acolo mai sus. Pe acolo, poate ai reușit să apeși. Nu pot, îmi pare rău. Dar mai văzut cât de hidos sunt? Da, chiar ești. Fața aia face totul. Da, păi fața aia, fața contează. Ok, aia ieșiți din orbite. Dar ce are ăsta în mâini? Wow. Vezi, zici că are patentul. Patent, da. Doamne. Dar n-am mai văzut mâini din alea. Da, nici eu n-am văzut. Oare probabil de la alea? VIP? De la VIP mă gândesc. Nu e posibil, dar nu cred că ăștia care joacă VIP poate să joace și cu noi. Cred că VIP-urile le bagă într-un alt joc. Nu cred. Cred. Nu cred. Eu așa zic. Credeți în comentarii dacă ăștia de la, care aveți la VIP puteți să jucați cu ăștia care nu au la VIP. Da, dar nu ar fi corect, știi? Chiar vom afla. Corect, ok. Hai să vedem. Asta plânge. Văd.
Let's see what we got here. Hi Games Girl Q. Mai sunt mulți? Asta zici că e beată cu fața. Uite ce gheare are. Da, are mână de zombie. De zombie. De zombie, da. Mamă. Dar eu nu le-am văzut. Sau nu ne-am uitat noi cum trebuie. Pe acolo. Sau poate da, sunt de la VIP. Mamă, ăsta e Hulk în roche. Doamne. E Hulk în roche, domne. Arată, mă rog, ok, făinuță. Dar nu e vorba de roche, e vorba de combinația în sine, știi? Știu, știu. Ok, cred că e gata. Hai să vedem. Cine a câștigat? Nu știu dacă am șanse. Dar probabil tu, ia. Eu am câștigat! Nu te cred! Wow! În sfârșit ai câștigat locul 1! În sfârșit! Ok, cam acesta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați o mare gogoșică și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. Salutare!